Procurorii DIICOT au monitorizat vreme îndelungată cele două clanuri, sportivii și cămătarii. Aceștia erau suspectați de mai multe fapte de violență. Anchetatorii s-au axat atât pe scandalurile dintre cele două grupări, cât și pe activitatea separată a fiecăreia. Procurorii au constatat că cele două grupuri își disputau supremația în mai multe zone ale capitalei. Astfel, înainte să aibă loc descinderile la locuințele celor vizați, anchetatorii au filmat cum Sile Cămătaru încearcă să se sustragă cercetării, fiind anunțat că urmează să fie ridicat de DIICOT. Înregistrările arată cum doar cu câteva ore înainte de percheziții, un bărbat îmbrăcat într-un hanorac coboară dintr-un taxi și intră în locuința lui Sile Cămătaru. Câteva minute mai târziu iese un bărbat îmbrăcat la fel ca cel care intrase anterior, însă despre care procurorii spun că este Sile Cămătaru. La dosarul trimis instanței există și înregistrări cu membrii clanului sportivilor. Adrian Preda negociază cu unul dintre denunțători suma pe care acesta i-ar fi datorat-o ca taxă de protecție. Sună-mă pe mine, vă parcurs, ai înțeles? Și să rezolvăm, nu mai știe nimeni. Pe cine să știe, frate? Păi, unde ai făcut discuțiile, Alice? Unde m-am dus? Până la Mol, Vitan, pe la Calea, toată lumea m-a sunat după banii ăștia, cu mașină. Care e Calea? Ce treabă? Calea m-a sunat din... Dar din cauza lui ăsta, lui G. Este mă, că tu erai cu Calea atunci, la Mol. Erai cu Calea atunci la Mol. Păi cum? Că mi-a zis Meceanu. Nu, frate, a venit pornă. Cu Calea. A venit târziu, frate, ăla. Întreabă. M-a sunat pe mine dacă vin la discuții și am zis ce să mai caumă la discuții. Nu, frate, ăla a venit târziu. Că a venit Licăvancică cu Calea, Florin, nu știu cine a mai venit, nu m-a interesat, nu am ce să caut cu Meceanu. Eu nu am vrut să fac discuția, frate, cu ei acolo. Și discuția când eu o fac cu tine, am făcut-o mereu și... 5.000 erau banii lui frate. Da, dar i-a murit pe el în felul următor. Păi ce trebuie? Îți garantez. Frate, mi-e separat din banii lui? Să-ți mai dau 2.000 să fim pace. Și mai rămân să mai dau 2.000. Da, mă... Îți gata pe ce? Mai rămân să mai dau 2.000, mă. Bine. În același dosar există și interceptări cu Nuțu Cămătaru. Acesta a fost surprins de procurori în timp ce își amenința victimele. Azi facturează și luni. Bă, ce crezi? Uite, în momentul ăsta m-am urcat în mașină și sunat tine acasă. Deci fii atent ce spun. De ce tot mă minți, mă, băiatule? Ai vândut ăla, adun banii. 18.000. Stai, ascultă-mă. Bă, băiatule, tu n-auzi, bă, tu ești... Bă, tu cu cine crezi că te joci tu, cu nervii mei? Bă, vreau banii, mi-au fugit toți muncitorii, toți, vreau banii. Păi ce dreptate, bă, bă, băiatule, acum mă îmbrac și vin la tine acasă. Bă, băiatule, tu cu cine crezi că te joci cu nervii mei? Luni, marți, miercuri, joi, vineri, tu chiar mănânci viața din mine? Vreau banii acum. Hai, bă, răbdare că o rezolv. Ce vrei acum, să mă duc să dau un cap pe stradă? Bă, băiatule, tu vrei să mă bagi în pământ pe mine? Dă-mi, bă, banii, nu mai accept nimic, eu n-am să plătesc, m-ai lăsat, m-ai nenorocit. Vasile Balint și Nuțu Cămătaru sunt în arest preventiv încă din luna februarie, alături de alte persoane. Aceștia sunt judecați pentru fapte de violență, cămătărie și șantaj. În urma perchezițiilor la locuințele acestora s-au găsit mai multe arme de foc, săbi și cuțite, sume mari de bani și agende în care aceștia țineau evidența persoanelor cărora le-au dat bani cu camătă.